executant cu piciorul drept. Așadar, Dinamo cu Muțiu în poartă, Chino de Lorj, Denis Ciobotariu, Georgios Katsikas și Vlad Olteanu în defensivă, Ionuț Șerban și Dan Nistor la mijloc, în fața lor Sergiu Hanca, Robert Moldoveanu și Cicu Grozav, iar în atac Daniel Popa. Și acum să vedem dacă din această fază fixă Csíkszereda poate fi într-adevăr periculoasă. A fost un adversar redutabil pentru Dinamo în prima parte. Cred că Adrian Majic, fundașul dreapta, va fi cel care va executa. Este acolo și Artur Gheorghi. Însă Majic este cel care execută destul de bine. Gol! Csíkszereda deschide scorul în debutul reprizei secunde. Execuție impecabilă. Nici o șansă pentru Muțiu. Și priviți ce entuziasm și ce nebunie în tribune. Adrian Majic, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în prima repriză, înscrie cu un șut perfect pe lângă zid, dar iată ce gaură, ce gaură acolo. Cred că i-au facilitat puțin și jucătorii din zid această execuție lui Majic. Da, și se complică situația. Spuneam, poate că pentru Dinamo va fi o luptă lungă. Respinge de Lorj. Jebari, pasă bună și să vedem acum șutul lui Maghiari. Gol! Senzațională execuția lui Szilard de Maghiari. Dinamo iese de la vestiare și primește două goluri în doar 7 minute. Csíkszereda, cu toată forma slabă și cu toate problemele prin care trece Dinamo, nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Dar atenție, e o poziție suspectă, dar ce execuție! Cred că totuși pe Mogher îl scotea din... ținea în joc Chino de Lorj acolo. Ce șut! Ce execuție! Nistor. Vom avea un cu totul alt meci în această repriză secundă. Minge scoasă pentru șutul lui Nistor. Gol! Ce nebunie de start de repriză secundă. 2-1. Dinamo revine în joc imediat. După o primă repriză fără ocazii, super execuția lui Nistor, care îl lasă spectator pe Daniel Bordas. La doar un minut după ce Dinamo a primit al doilea gol, iese Ionuț Șerban, a greșit mult în prima repriză. Și intră Salomao. Iată, încă o mutare. Și acum Olteanu trece bine. Robert Moldoveanu îl păcălește acolo pe Majic. Nu are deocamdată culoare de centrare. Nistor din nou în poziție de șut. Și este gol. Este gol înscris de Nistor. Dublă a decarului lui Dinamo. Am ezitat puțin, am crezut că a șutat în plasă laterală. Dan Nistor, eroul lui Dinamo în această repriză secundă, cu o dublă de senzație. Două goluri marcate cu două șuturi din afara careului.
Cred că nu a văzut mingea aici. Oh, e deviată. E deviată. Daniel Bordas e păcălit de acea deviere. 2-2. Blochează acțiunea de atac a celor de la Csíkszereda. Popa frumos își face mingea, pleacă imediat. Neicuțescu pasa pe spațiu. Fabio Oliveira nu are voie să greșească, dar o face. Neicuțescu, Neicuțescu, gol! Dinamo! Mutare extrem de inspirată a lui Mircea Rednic. Neicuțescu profită de greșeala unui jucător despre care am tot spus în timpul acestei partide că e predispus erorilor. Minutul 106. Dinamo face 3-2. Tânărul Neicuțescu înscrie primul său gol în tricoul lui Dinamo. Ce greșeală face Fabio Oliveira, iar Neicuțescu are sânge rece, nu trage cu ochii închiși la poartă, îl driblează mai întâi pe Fabio Oliveira și finalizează așa cum până acum n-au putut să o facă și cu echipierii săi. Fabio Oliveira, centrare destul de bună. Diferență mare de talie între cei doi jucători. Se pregătește să execute Sofian Djebari. Csíkszereda riscă mult și aduce cam toți jucătorii de câmp. Rămâne undeva în spate doar Adrian Majic. Însă și el e undeva la 35-40 de metri de partea lui Muțiu. Centrare deviată! Gol! Csíkszereda! Ce meci avem! Ce meci avem! Nici măcar n-am observat cine a trimis acolo în poartă, dar e mai puțin important. Vom vedea la reluare, da, Ișvan Berde înscrie al treilea gol al celor de la Csíkszereda și nebunia continuă. Da, el este cel care reia imparabil. Ce gol frumos înscrie și Ișvan Berde. Din cele 6 goluri, măcar 5 au fost frumoase în această seară. Să spunem că cel al lui Neicuțescu a fost din eroarea lui Fabio Oliveira.